Salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Am fost cu gâștele în grădină să pască și le las în curte că au venit singure. Haideți că vin puii, băi. Încă sunt tot 9 până mâine. Mâine o să rămână 7. O să sacrific mâine o gâscă și un gâscan și gâsca aceea care a fost șchioapă o să o mai țin, o să văd eu ce o să fac. Da, se aude pe fundal, cred. Uitați aici rățuștele, nu sunt toate aici, una lipsește. Și cu mama lor. Vițica cu mieluțul și cu purcelașii. Ieri le-am făcut curățenie. Uitați ce frumos au crescut de când sunt aici. Și, da, sunt doar ei doi și au loc să mănânce. Mieluțul, uitați cum se uită. Hai! Haideți că pun pe pauză. Sper că nu se mai aude chiar așa de tare. Uitați aici purceaua asta mai mică. Și purcelașii. Aici mai sunt 13, cu 2 din garaj 15 și cu 5 de acasă 20. Apropo, sunt de vânzare dacă dorește cineva. Cocoșul ăsta nu știu ce are, că când era mai mic călca și acum nu-l prea văd. Da, puișorii sunt pe aici, mai am 20 de pui. Dintre care 8 vor pleca. Uitați aici, găina s-a urcat să dea porumbul jos. Da, uitați, aceea este o puică de anul ăsta, ce mare s-a făcut. Uitați găina asta ce urâtă este, săraca de ea. Aici am făcut curățenie. Tot la fel și aici. Am început să fac ieri și aici, dar n-am terminat. Aici am terminat, dar cărațele au făcut mizerie iarăși azi noapte. Of, toată lumea începe să duruie sau să facă ceva fix când vreau să fac eu vlog. Da, uitați puiculița asta de anul ăsta, neagră golașă. Aici am închis, că tot intrau găinile și am luat ieri de aici o ladă plină de pene. Am pus toate lăzile alea acolo. Aici dorm gâștele acum noaptea. Da. Și curcănașii. Nu prea mai am ce să vă arăt. Hai, Rocky. Uitați-l pe Rocky cu nasul lui ăsta mare, nasul lui ăsta mare. Haideți că merg la rațele românești. Azi le-am dat grâu, că ieri le-am dat porumb. Nu prea intră în cușcă, pentru că vedeți că nu fac mizerie în cușcă. Puiculița aceasta este mai bine de când este aici. Și uitați-le. A năpârlit și ăsta micu, sau ce este ea, că nu știu. Uitați, are moțul puțin mai mare, este îmbrăcată în pene, a mai crescut. Eu aș zice că ar fi rață. Și nici nu știu ce să fac cu ele, dacă se le mai țin sau nu. Și apropo, mi-a scris un om în comentarii, nici nu știu cum se numește, că... nu sunt educat, că nu știu să cresc păsări din pasiune, le cresc doar, hopa, era să scap. Nu știu să cresc păsări din pasiune pentru că le cresc doar pentru carne și pentru ouă. Probabil de ce am spus în legătură cu rațele românești că nu ouă și le voi tăia. Păi eu le cresc de frumusețe, că uite sunt frumoase și astea, dar eu aș vrea să le înmulțesc, să am mai multe, să
am mai multe culori și așa, și ele, dacă nu ouă să le pot înmulți, ce să fac cu ele? Și oricum tatăl meu tot spune să nu le tai, că vor ouă la primăvară, vor ouă, dar eu nu știu ce să zic. Uitați-l și ăsta, ăsta micuță, că a zice că este o rață. N-au treaba astea mari cu ea, nu o bat sau ceva. S-a vindecat acolo unde au bătut-o gâștele, după cum vedeți au crescut penele, a mai crescut și ea, sau el, deși eu zic că este rață. Uitați astea ce moți frumos au. Rațele astea nu ouă, dar dacă ar fi să le tai, mi-ar fi cel mai milă de rățoi, pentru că știu că este fertil și este și frumos, zic eu, și da. Acum, da, uitați ce albastru frumos are asta acolo în aripă. Și încă dacă o deschide să vedeți. Acum n-am ce să fac. Nu știu. Sunt grase, sunt frumoase. Dar dacă nu ouă, probabil le voi mai ține încă. Poate, poate vor ouă. Curcile care au mai rămas, mâine va trebui să tai 3 din ele, mai exact asta, asta și aceea, și o să rămână 2 plus 1. Nero care este aici, nucul care este încă verde, găinile care au mai terminat de năpârlit, cocoșelul ăsta mic. Nu mai am ce să vă arăt. Uitați pisica și puica asta mare, frumoasă, moțată. Și da, prieteni, acum chiar că nu o să mai vedeți gâștele și curcile în formatul ăsta cum sunt acum, o să vedeți mărcile doar, puica aceea, uitați-o. Și cam atât ar fi și cu acest vlog. La revedere!